cuvântarea ta.
darul, bucuria, pacea, să ne însoțească viața. Binecuvintează, Doamne, socrima și socrimii. Aleluia! Darul, bucuria, pacea, să ne însoțească viața. Daniele! Familia care iubește, familia
cine? Cu mireasa ta. Văd o corabie că-ți vremea va veni, vremea va veni, pe valuri vom puti. Văd o corabie și urcă-te în ea, da, da, urcă-te în ea. Cu cine? Cu nevasta ta. Văd o corabie că-ți vremea va veni, vremea va veni, pe valuri vom puti. Te iubesc.
cele mai frumoase. Aceasta e! Aceasta e! Aceasta e ziua mirilor, ziua mirilor. Aceasta e! Aceasta e ziua mirilor, ziua mirilor. Vese! Vese! Să fim, să ne bucurăm! Vese! Să fim, să ne bucurăm! Aceasta e! Aceasta e ziua mirilor, ziua mirilor. Aceasta e! Aceasta e ziua mirilor, ziua mirilor. Glorie Domnului! Come.
cangherio delle siameza. Familie, socru mare, socru mic, soacra mare, soacra mică, de asemenea, vă mulțumim tuturor care ați avut plăcerea să fiți aici în curte, deși vă așteptăm într-un număr minunat și cred că vom fi cu toți acolo la sală, dar ne-ați făcut o deosebită plăcere că sunteți cu toți aici, pentru că așa este frumos. Vreau să vă spun ceva. Când ceva se leagă de la Dumnezeu, Dumnezeu pregătește în primul rând zi frumoasă. Aleluia! Era norat, mai era anunțat ploaie, dar când rânduie Dumnezeu ceva, și ploaia stă în loc. Preamărit să fie Domnul! Și dacă asta o face Dumnezeu, o face pentru acești miri minunați. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Hai, Gena, bat aplaudia zilem din toată inima! Varta s-o bucurie, pe s-o asan! Hai, Lena, bat umeli vastă, s-ar fi închisă, să notca! Te simți ea, Samelia, mă, mândru, litu, mă! Dă-mi la binecuvinte, Elen, și așa cum sunt, cu mâna legată, unită, așa să-i ține Dumnezeu toată viața. Așa să ajute Dumnezeu. Oameni buni, frați și surori, prieteni care sunteți aici, mă bucur, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Avem în față două caractere frumoase, vorbesc prima dată în dreptul socrului mare și socrului mic. Pot să spun, în dreptul socrului mare, a fost prezent la, mai la toate nunțile și asta... Tot respectul din partea lui și toată cinstea, toate aplaudele, Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea și socrul mic, un caracter frumos, un om deosebit și mă rog ca și pe el Dumnezeu să-l binecuvinteze. Toți sunteți frumoși, toți suntem minunați aici, orchestră frumoasă, minunată, oameni invitați special, socri mari special, socri mici, toți special, deosebiți. Dar vreau să vă amintesc ceva, ceea ce probabil nu v-ați dat seama până acum. Cei mai minunați sunt ei doi. Dacă vreți, cei mai frumoși sunt ei doi. Dacă vreți, cei mai speciali sunt ei doi. Și dacă mă întrebați de ce, noi avem costume diferite, unii la fel, dar îmbrăcați ca ei, nu e nimeni. Adi... îmbrăcat diferit, pentru că așa e mirele nostru, când va veni în mod simbolic Domnul Iisus, și mireasa de asemenea e unicată. Rochie ca a ei n-are nimeni de aici. Știți ce înseamnă rochia asta albă? Fecioria ei, credincioșia ei, frumusețea ei și ziua ei specială. Doamne, binecuvântă-i! Hai, gente, mai încurajează-mi din toată inima! Sunteți niște oameni minunați și cu voi mă mândresc, mă bucur, vreau să ne simțim bine azi. De ce? Pentru că e bucurie, lăudat să fie Domnul! La mormântare plângem, la muncă muncim, acasă facem treabă, aici ne bucurăm azi. Azi e ziua noastră de bucurie, lăudat să fie numele Domnului! Frații mei, de când e lumea, de la primii doi oameni de pe pământ, Dumnezeu a rânduit și a ales ca omul să nu fie singur pe pământ. Dacă citiți Genesa, capitolul 3, cuvântul Domnului vorbește despre Adam, că după ce Dumnezeu face cerurile și pământul, că după ce Dumnezeu face totul pe pământ, pomii sunt frumoși, din nou spun,
Uitați, dă un design frumos. Florile sunt frumoase. Tot ce înseamnă aici pe pământ e frumos. Dar vreau să vă spun un lucru. Mai frumos ca ei, nu e nimic pe pământ. Dumnezeu fără ei a văzut că pământul era pustiu și gol. Și Dumnezeu a zis așa: haidem să facem om după chipul și asemănarea noastră. După ce Dumnezeu face pe om, Dumnezeu aleagă să spună că nu este bine ca omul să fie singur. Și Dumnezeu în bunătatea Lui a spus: am să-i fac un ajutor potrivit. Câteva clipe să mai fim atenți, vă rog, în numele Domnului. Că altfel vă vorbesc vouă ca să auzim cu toții. Dumnezeu a zis: am să-i fac un ajutor potrivit. De ce? În doi, când unul se apleacă, se sprijină pe celălalt. Dar e și mai bine, de ce nu? Pentru că pocăit sau nepocăit, știți cine are ultimul cuvânt în viața noastră? Dumnezeu. Când dăm de un greu, fie pocăit, fie nepocăit. Când vedem că doctorii nu mai dă nicio șansă, nu spunem noi: Doamne, numai Tu mai poți să faci ceva. Mi-aș dori pentru Adi, hai voi, Lorena, pentru Adi și Lorena, ca ei doi să fie un sprijin unul pentru altul, dar în mijlocul lor, împreună cu ei, să fie Dumnezeu. Pentru că cu Dumnezeu e cel mai minunat. În fața lui Dumnezeu nu poate sta nimic. El are primul și ultimul cuvânt. Pe această cale vă binecuvântăm. O să predic la sală mai mult. Aici câteva sfaturi, câteva gânduri și zic: Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, întreaga familie și muzica și pe noi. Haideți de mai încurajează ne din toată inima. Domnul să vă binecuvinteze. Edicau că începi să te zâmbin. S-o dragostua, divardie, care s-o cărăți mai cestea calată. Hai, li voi tute, ciorial, voi n-am avardie chiar pe față. Hai, frații mai laudă pe Domnul cu două cântări și apoi ne îndreptăm către sală. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Binecuvintează, Doamne, bine ați venit! Plecăm, plin să fie Domnul! Cei care vreți să mai faceți poze cu ei, puteți să vă binecuvinteți! Domnul să vă binecuvinteți! Cum cam este poze, sunt familie! Reinundă inima,
curge apă vie. Astăzi va curge apă vie. Te inundă inima. Aude cerul când spui da, 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 da. Din acum nu amâna, nu mai amâna. Și vei fi un om iertat, un om binecuvântat și de Dumnezeu salvat. Aude cerul când spui da, 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 da. Din acum nu amâna, nu mai amâna. Și vei fi un om iertat, un om binecuvântat și de Dumnezeu salvat. Era ce o ai să schimbe inimi, să duc o oameni pe cărări divine. Iubirea ce ai adus-o la calva, să mără, Doamne, pentru mine. Chiar dacă ești un păcător, vino la Iisus Hristos. Mântuire îți va da și îți va șterge din ochi lacrimi. Iaude cerul când spui da, 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 da. Vino cum nu amâna, nu mai amâna. Și vei fi un om iertat, un om binecuvântat și de Dumnezeu salvat. Iaude cerul când spui da, 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 da. Vino cum nu amâna, nu mai amâna. Și vei fi un om iertat, un om binecuvântat și de Dumnezeu salvat. Lăuda să fie Domnul spre slava lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântă, strângerea aceasta minunată, să vă binecuvânteze Dumnezeu. Binecuvântă din cer, pentru că e bucurie. Lăuda să fie Domnul. Haideți să ne bucurăm cu toții. Putem să batem din palme. Să lăudăm pe Dumnezeu, căci bine m-a făcut Domnul. Și merge în de tine și de tine tot ce-am cerut Dumnezeu mi-a dat. Sufletul tău azi împărat. Astăzi plâng, Doamne, de bucurie. Da.
toți, bucurie! Bucurie, azi în casa mea, Dumnezeu mi-a plinit dorința. Mai am, Doamne, ceva ce-mi doresc. Și așa îți dorește bunicul. Vreau copiii mei în casa ta să-i crești. Bucurie! Bucurie! Azi în casa mea Dumnezeu mi-a plinit dorința. Mai am, Doamne, ceva ce-mi doresc. Toți copiii mei în casa ta să-i crești. Aplauze pentru această familie minunată, pentru Miri, pentru bunici, pentru buscri, toți invitații să vă veniți cu Dumnezeu Hristos. Și acum ascultați ceea ce-ți dorește orice părinte. Și Dumnezeu să vă împlinească. Ascultați.